prieteni, bun venit pentru lansarea amintirilor din anii buni și răi ai domnului Barbu Ollanescu Orendi. E, iată, încă una dintre lansările Humanitas care se înscriu în nucleul de lansări memorii jurnale, pe care, cum am spus încă din prima zi a târgului, îl privilegiem și cu bună întemeiere, cred eu. Sunt cărți care ne obligă, sper, la acest obligatoriu salutar exercițiu al neuitării. Și cartea domnului Barbu Ollanescu Orendi este o carte scrisă foarte frumos din datoria de a nu uita. Și chiar țin să fac această diferență și să nu înclin înspre a spune datoria de a ne aminti, pentru că accentul cade de fapt pe a nu uita. Așa că o să fie amintiri din anii mei buni și răi, e prima carte a domnului Barbu Ollanescu Orendi, așa încât dinspre editura Humanitas îmi voi face datoria de a-l prezenta pentru prima dată în fața domnilor voastre, în fața cititorilor, o fișă biografică de autor. Îmi cer scuze față de prietenii care îi știu pe semne domnului Ollanescu Orendi viața mult mai în detaliu decât voi putea eu să o rezum în scurta mea prezentare. Domnul Barbu Ollanescu Orendi e născut în 1934 într-o familie veche, familie cu origini boierești în țara românească, în Moldova. Face liceul francez până când acesta se desfințează. Nu spun eu acum de ce, poate ne va spune colega lui de școală, Gabriela Preția. Face apoi Institutul Politehnic, se ocupă, între altele, cu o grămadă de sporturi, cel puțin exotice, după mintea mea, echitație, yachting, scrimă. În 1960 intervine fractura și este arestat la 26 de ani așadar. E arestat și nu singur, ci împreună cu foarte mulți dintre cei ai lui, părinții și nu doar ei. Bifează pe harta gulagului românesc trei dintre închisorile cele mai cumplite, Uranus, Jilava, Peritrava. Iese din gușcărie, începe să lucreze, să mănătoare și așa mai departe, reia pe cât se poate pasiunea pentru sport. În 77, printr-un concurs, nu știu dacă să-i spun fericit, pentru că numai fericire nu era în anii aceia, reușește să obțină, după tot calvarul pe care presupunea acest lucru, pașaportul și pleacă din România, stabilindu-se în Germania, unde este și astăzi. Redactarea memoriilor pe care le lansăm în această după-amiază a început-o, nu știu să spun, poate cu mai mulți ani în urmă, dar ceea ce știu sigur este că în vara trecută primeam, cu ajutorul neprețuit de Ioana Vela, l-a citit o primă variantă de manuscris a cărții care, iată, e întregată și lansată astăzi. Fraza care m-a convins pur și simplu să spun un da din tot sufletul e și fraza care apare în regia copertei și va apărea explicația limpede și în mica regie a lansării noastre. Pentru că sunt aici, în fața domnilor voastre, niște invitați cu totul excepționali, eu am să-mi fac acum și datoria de a-i prezenta foarte scurt, de a-i ruga să vorbească și dacă timpul și răbdarea dumneavoastră îmi vor îngădui, poate am să mai spun câte ceva despre această carte a unui om pe care eu îl cred exemplar. Un om care pare să se așeze sub o frază, o mărturisire a lui Nicolae Steinhardt, tot dinspre sfârșitul vieții. Încerc să cred că singurul lucru care contează pe
lume care importă pe lume, spune Steinhardt, este caracterul. Și cred că, cunoscându-l pe domnul Barbu Ollanescu, citindu-i cartea și galeria de portrete, în special pe care le face în carte, veți vedea că nu m-am înșelat, cred eu, foarte mult. Domnul Mihai Sturza, doamna Oana Pelea, doamna Gabriela Creția, Dance Mihailescu, pentru a onora aceste amintiri și cel din 2